Un nou episod din Faci Pariu la finalul unei săptămâni în care s-au decis semifinalele celor trei competiții europene. Astăzi pariem pe meciul de weekendului. V-am pregătit ca de obicei multe ponturi, peste 30 pe următoarele 3 zile, dar mai ales 3 bilete ce totalizează un câștig de peste 6.000 de lei. Și ajung la biletul de sâmbătă, joc 400 de lei cash pe o triplă, X pauză sau finală Rayo Vallecano vs Osasuna, meci important pentru gazde care, dacă ar câștiga puncte aici și vor fi ajutate de alte rezultate, se îndepărtează foarte mult de locurile din zona retrogradării. FCU 1948 cu Dinamo peste 1,5 goluri. La cum se prezintă trupa olteană în acest moment, n-ar fi exclus ca Dinamo să câștige puncte prețioase în această deplasare oricum dificilă, trebuie să o recunoaștem. Manchester City-Chelsea gol în prima repriză. City, moralul lui City poate că nu mai este la cote foarte bune, de tocmai au fost eliminați din Liga Campionilor, dar fără îndoială că trupa lui Pep dorește să câștige FA Cup-ul, este în finalul de FA Cup asta. Chelsea, în schimb, merge foarte bine, atenție la forma lui Chelsea din acest final de sezon. Ați văzut biletul și pariurile de sâmbătă, acum biletul și pariurile de duminică și de luni. Alți 400 de lei pariați pe o dublă formată din ponturi identice, ambele marchează. Meciurile sunt Werder Bremen vs Stuttgart, Stuttgart care caută un rezultat care poate să-i consolideze ultima treaptă a ierarhiei din Bundesliga. De partea cealaltă, Bremen încă este cumva amenințată de retrogradare. Luni se joacă Milan-Inter, un mare, mare derby, dar este acum mai mult un derby al orgolilor, pentru că cele două și-au cam atins punctele în campionat. Inter va câștiga titlul, iar Milan, AC Milan, cel mai probabil, va termina pe locul secund. Vedeți pe ecran și biletul lui Lucian, știți povestea, 1000 de lei pariați pe o cotă de 4-4 și ceva. Biletul este făcut de Lucian în fiecare weekend și mai ales este postat în fiecare zi de vineri pe canalul nostru de YouTube, deci poate că l-ați văzut de ieri și ați avut timp încă de ieri să vă inspirați de pe acest combo. Ăsta a fost episodul Faci Pariu de astăzi, vă mulțumesc mult că m-ați urmărit, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să facem zilnic pariurile împreună. Mai presus de toate, vă rog să dați un like pentru că mă ajută foarte mult aceste like-uri, știți cum lucrează cei de la YouTube. De asemenea, nu uitați să jucați în noua etapă Super 12, de fapt nu mai e nouă caz, după amiază la ora 4 se închide. Plasați predicțiile care vă pot aduce 10.000 de lei cash sau unul dintre sutele de premii de consolare. Ne vom revedea la Faci Pariu săptămâna viitoare cu alte ponturi, până atunci, spor la bani și baftă la pariuri!